Prietene, dăm voie să te felicit. Bate palma, bate palma. În sfârșit a reușit să stabilești o întâlnire cu fata de care îți place și sper că videoclipurile mele a avut un rol cât de mic acolo în asta. Chiar dacă este un pas important, încă nu sunteți împreună. Trebuie să treceți prin anumite etape ca să ajungeți acolo și cea mai grea dintre ele pentru mulți este chiar prima întâlnire, mai ales dacă nu ai experiență. Pentru mine, prima întâlnire este cea mai interesantă parte pentru că nu am nicio problemă în a crea o impresie bună și a securiza o a doua întâlnire. Pentru că eu mă simt bine când cunosc oameni și am o atitudine degajată. Dar s-ar putea, din păcate, să nu fie și cazul tău. Tu ai putea să fii puțin mai stresat sau mai anxios. De aceea m-am gândit să te ajut. Una dintre primele întrebări care ar trebui să-ți răsară în gând este unde să o duci astfel încât să vă distrați, dar în același timp să și discutați ca să vă cunoașteți mai bine. Prin urmare, am pentru tine o listă cu 10 locuri excelente pentru a face din prima întâlnire o experiență de neuitat. Hai să vedem. Prima idee este foarte simplă. O întâlnire la picnic. O idee pe care nu mulți o mai pun în aplicare, deși nu e nimic complicat. Ai nevoie doar de o pătură și un parc sau un loc natural cu peisaje frumoase unde nu circulă mulți oameni. Poți aduce băuturi, fructe sau chiar prăjituri făcute de tine dacă te pricepi și pun pariu că o să impresionezi. Sau ai putea să cumperi prăjituri de la magazin și să spui că sunt făcute de tine. Bine, glumesc aici, nu faci asta, dar cred că ai prins ideea. A doua locație excelentă pentru o primă întâlnire este la muzeu. Orice oraș are măcar un muzeu de istorie sau de artă. Totuși, ăsta nu e un loc pentru toată lumea. Adică nu poți aduce orice panorama la muzeu să te aștepți că o să găsească ceva interesant acolo, dar o să presupun că ție îți plac fetele cu un coeficient de inteligență mai ridicat. Caz în care o întâlnire la muzeu ar fi o alegere excelentă, poți porni discuții foarte interesate bazate pe ceea ce vezi, dar așa cum am spus, nu este pentru toată lumea, însă fetele speciale merită o întâlnire specială. Al treilea loc nu este doar unul singur, pot fi mai multe pentru că include o plimbare pe bicicletă. Asta e o metodă super prin care te poți distra, dar și face mișcare în același timp. Dacă nu aveți biciclete, puteți închiria unele. De obicei se găsesc în centrul orașului sau în parcuri, dar poți căuta pe net ca să fii sigur. Am făcut asta de câteva ori și e foarte distractiv, dar în același timp și foarte calmant. Nu știu cum, dar muzica merge. A patra locație este la patinoar. E noiembrie, urmează iarna, un anotimp nu foarte potrivit pentru picnicul și plimbări cu bicicleta, dar asta nu înseamnă că nu poți profita de vremea rece ieșind cu gagica la patinoar, dar ai grijă să nu cazi că s-ar putea să te faci de râs. A cincea locație este la un club de jocuri. Atunci când ești cu băieții, probabil îți dai toată silința să câștigi și vrei să arăți cine e cel mai tare, dar când ești la o întâlnire cu o fată și vă jucați ceva, nu trebuie să te concentrezi pe a câștiga, ci mai degrabă pentru a face jocul cât mai plăcut pentru amândoi. În general, fetele nu stau la fel de bine atunci când vine vorba de un joc care necesită puțină forță fizică, cum ar fi bowlingul sau biliardul, așa că las-o și pe ea să câștige din când în când. A șasea locație este pe bloc, ca un adevărat romantic ce ești. Puteți merge pe bloc sau undeva într-un punct înalt de unde puteți admira lumina orașului sau a stelelor. Ca să nu mai spun că e situația perfectă pentru puțină mozoleală. A șaptea idee este o ședință foto prin oraș. De obicei, fetele sunt puțin cam timide când vine vorba de făcut poze, mai ales la prima întâlnire, dar dacă ai un aparat foto sau un telefon cât de cât performant, puteți merge prin oraș să faceți poze la monumente sau la locuri mișto, ca niște adevărați turiști. A opta locație este la film. Atenție însă, filmul nu este o variantă bună dacă nu faceți altceva înainte, pentru că în timpul filmului nu prea poți vorbi și nu ajunge să fiți confortabil unul cu altul. Spre exemplu, ați putea să mergeți cu 2 ore înainte să mâncați sau să beți ceva și abia după să-l vizionați. Dar ai grijă să alegi unul care să fie interesant și pentru ea, nu doar pentru tine. A noua locație este la o piesă de teatru. Ei bine, dacă vrei să urci un nivel față de un banal film și să te evidențiezi de ceilalți hândrălăi, ai putea să-ți duci scumpa domnișoară la o piesă de teatru, de preferat o comedie. Tinerii nu prea frecventează spectacolele de teatru în zilele astea și asta o va face să nu te uite prea curând și îți va mări șansele să își dorească să te cunoască mai bine și într-o a doua întâlnire. Dar la fel ca în cazul filmului, ai grijă să mergi și altundeva înainte. Și în final, ultima locație, dar nu cea din urmă, este la bibliotecă. Nici această întâlnire nu este pentru oricine, dar cred că poate fi una foarte interesantă și are un potențial enorm. Spre exemplu, ați putea porni o vânătoare de cărți, adică fiecare caută timp de 10 minute 2-3 cărți, apoi la final își justifică alegerea făcută. Apoi face schimb de cărți și fiecare trebuie să citească ce
a găsit celălalt. Și așa, chiar și după ce întâlnirea se încheie, puteți găsi subiecte de discuție datorită cărților. În final, vreau să spun că nu este cel mai important nici locația și nici ideea unei întâlniri. Cel mai important este cum te prezinți tu, adică cât de carismatic ești, cât de amuzant ești, cât de plăcută este prezența ta. Acestea fiind spuse, lasă un like chiar acum dacă vrei să fac un video în care să vorbesc despre cum să impresionezi o fată la prima întâlnire. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Aveți aici lista cu cele 10 idei de locații pentru prima întâlnire și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în orateu! Pa, pa!